Seara, în primul rând, aș dori să salut prezența dumneavoastră la acest forum, la Forumul Internațional pentru Turismul de Sănătate. Am să încerc să fac o radiografie a ceea ce înseamnă turismul medical, atât în contextul internațional, cât și în contextul intern. Să vorbesc despre oportunități și despre impedimente și, bineînțeles, pe toată perioada forumului, împreună cu dumneavoastră, să identificăm atât oportunitățile, cât și să încercăm să eliminăm impedimentele care stau la baza dezvoltării turismului medical din România. După cum vă spuneam, încep cu contextul internațional. Vorbim despre turismul medical. Turismul medical, un segment cu cea mai mare creștere la nivel mondial în ultimii 5 ani. Trendul este și pe următoarea perioadă unul ascendent. Dezvoltarea acestei industrii de turism medical se bazează, bineînțeles, pe mai mulți factori. Costul redus al procedurilor medicale în diferite țări, timpul scurt de așteptare pentru a primi un tratament medical. Și, bineînțeles, vorbind aici de România, există oportunitate spre turism pentru intervențiile chirurgicale, cosmetice și dentare. Bineînțeles, pacienții care călătoresc în străinătate pot economisi din total sumă de la 30 la 90% pentru o procedură medicală, inclusiv cheltuieli de călătorie în comparație cu țările lor de rezidență. După cum spunea și mai devreme domnul consilier dr. Cepoi, directiva 24/2011 privind asistența medicală transfrontalieră, cred că deschide noi porți în ceea ce privește turismul medical și, bineînțeles, este o oportunitate de care noi trebuie să profităm și ar trebui să vedem ce putem să facem în viitorul apropiat pentru a avea un aflux cât mai mare de pacienți din străinătate. În ceea ce privește contextul internațional, industria turismului medical se extinde rapid și, bineînțeles, după cum v-am spus, trendul este unul crescând. În contextul intern, în ultimii 10 ani, bineînțeles, s-au observat investiții masive în sistemul medical privat. În piața medicală românească au fost înființate numeroase clinici și spitale multidisciplinare. Bineînțeles, investițiile din informații pe care le deținem vor continua în acest sistem medical. Datorită acestor investiții, bineînțeles, punând pe primul plan profesionalismul medicilor din România, recunoscut foarte, foarte mult în țările vest europene, România are potențialul de a atrage numeroși pacienți din țările vest europene, cel puțin și datorită acestei directive, dar în special pentru tratamente medicale, în primul rând neacoperite de asigurările medicale standard, cum ar fi stomatologia, chirurgia estetică, oftalmologie, ortopedie, chirurgie bariatrică. Bineînțeles, aici vorbim de un potențial financiar, pentru că oportunitatea unor prețuri scăzute comparativ cu țările din vest europene și ne mai vorbim de calitatea actului medical poate reprezenta un context extrem de bun în a dezvolta acest tip de turism. Menționez, bineînțeles, tratamentele medicale extrem de căutate de către pacienții de străinătate, cum ar fi implantologia dentară, chirurgie estetică, oftalmologie lasic, chirurgie bariatrică, dermatologie cosmetică. Acestea pot fi efectuate în clinicile și spitalele din România la cele mai înalte standarde de calitate a actului medical, beneficiind totodată și de aportul aparatului de ultimă generație, după cum v-am spus mai devreme, investițiile în segmentul medical au fost unele extrem de semnificative. În ceea ce privește
lucrurile care stau înaintea dezvoltării turismului medical din România. Am identificat lipsa unei promovări constante a destinației de turism medical. Începând din acest an, autoritățile, prin planul de dezvoltare al turismului de sănătate, se implică activ și credem că în cel mai scurt timp vom reuși să ne promovăm constant pe piețele vest europene și, bineînțeles, de ce nu, tot în cel mai scurt timp să reușim să penetrăm și piețe ca Rusia și Orientul Mijlociu. O altă problemă cu care ne confruntăm este credibilizarea destinației. România încă nu a ajuns pe harta turismului medical. O problemă ar fi cea că se face mereu comparație între sistemul public și sistemul privat. Nu există o delimitare, articole în presă care decredibilizează această imagine a sistemului medical românesc. Până acum, alt impediment a fost lipsa unei strategii naționale pentru dezvoltarea acestui segment. Dar începând din acest an, după cum vă spuneam, există această listă de această strategie națională și încercăm noi ca și asociație, bineînțeles împreună cu partenerii și cu autoritățile, să dezvoltăm acest segment și să-l promovăm cât mai bine pe piețele din vestul Europei. Vorbind acum despre oportunități, bineînțeles am menționat directiva 24/2011 privind asistența medicală transfrontalieră. Această directivă prevede că cetățenii din spațiul Uniunii Europene vor avea dreptul de a lege să primească îngrijiri medicale în sistemul public de sănătate sau orice privat de Uniunea Europeană și au dreptul de a li se rambursa costul tratamentului, bineînțeles, în cuantumul țării de rezidență. În acest context, România, după cum v-am mai spus, devine o destinație extrem de atractivă, atât pentru pacienții din străinătate, cât și pentru companiile de asigurări, care în acest fel ar fi nevoite să deconteze sume mult mai mici pentru tratamentele medicale, în cazul în care persoanele asigurate aleg să se trateze într-o altă țară, în cazul de față România. Credibilizând destinația, putem cu siguranță avea acces la acești pacienți. La fel, despre oportunități, luăm un caz din Marea Britanie, unde Sistemul Național de Sănătate, NHS, creează acele liste de așteptări pentru intervenții chirurgicale, de genul protezării de șold, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte o perioadă de timp până când devine rândul pentru a efectua acea intervenție chirurgicală. În contextul actual, ei pot cu siguranță să aleagă țări precum Polonia, Ungaria, România și acum vorbind strict de România, există spitale private de ortopedie, există posibilitatea de a efectua aceste intervenții chirurgicale la aceleași standarde și cu același grad de profesionalism al actului medical. În România, la fel, există spitale multidisciplinare unde se pot efectua proceduri medicale complexe. Chiar înainte de acest forum, am organizat un infotrip pentru în colaborare cu Autoritatea Națională de Turism și am vizitat spitale multidisciplinare din Brașov și București, precum Clinico Sfântul Constantin, Spitalul Cardiovascular Monța. Mâine tot participanții la Infotrip cu toții ne vom deplasa către Spitalul Life Memorial din cadrul grupului MedLife. Aceste spitale multidisciplinare sunt rezultatul unor investiții extrem de masive și făcute, spun eu, cu profesionalism și care beneficiază de un management proactiv și ele sunt dispuse să facă față unui aflux de pacienți din străinătate pe specializări cum ar fi chirurgie cardiovasculară, chirurgie ortopedică, chirurgie minim invazivă.
În concluzie, analizând cele două contexte, exter și intern, observăm că România ar putea profita de pe urma turismului medical și ar putea deveni o destinație pentru mulți pacienți din străinătate. Trebuie ținut cont de un fapt, suma medie pe care un pacient din străinătate o cheltuie pentru tratament medical în România, și acesta este un sondaj pe care noi ca asociație ne-am permis să-l facem în rândul membrilor asociației, este undeva la 3.500 de euro. Deci pentru un turist care vine în România și lasă aici 3.500 de euro, spun că lucrurile arată destul de bine. La această sumă, bineînțeles, se adaugă cheltuieli cu cazarea, masa și transportul. Ca și o concluzie, România are în continuare nevoie și vom lucra împreună cu partenerii asociației la o promovare cât mai agresivă a turismului medical pe piețe din vestul Europei, Rusia și Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi!